Ce face asociația pe care o conduceți? Asociația Forestierilor din România, ASFOR. Asociația Forestierilor din România a împlinit anul trecut 25 de ani, anul ăsta trecem pe anul 26. Este o asociație care, atunci când a fost ea înființată, a avut cumva rolul de a prelua acea parte de reprezentare, dar și acea parte de a realiza acele acte de comerț exterior pe care România le făcea înainte de 1989. Trebuie știut că asociația are ca membri fondatori Universitatea Transilvania din Brașov, dar și principalele companii de exploatare și de industrializare a lemnului, care erau în perioada 1990-1996 în România. Ulterior, asociația s-a dezvoltat spre zona de exploatare a lemnului, pentru că această zonă de exploatare a fost prima care în România s-a privatizat și s-a restructurat. Deci încă din anul 1994 România a început să aibă firme private de exploatare a lemnului și de industrializare și prelucrare primară a lemnului. Și atunci aceste companii private aveau nevoie ca în toată activitatea lor să aibă partea de îndrumare, să aibă partea de atestare, să aibă partea de coordonare a activităților strict profesionale pe care aceste companii private le dezvoltă. Practic, ASFOR-ul de la începuturile lui a încercat să ducă mai departe această linie economică a exploatării și industrializării lemnului în România, în toată această junglă economică pe care România nu a cunoscut-o până în anul 1989. ASFOR-ul asta face și astăzi, în ziua de astăzi, face partea de atestare profesională, face parte de atestare activității de exploatare a lemnului, parte de consultanță, parte de reprezentare în instanță. Vom încerca să mai promovăm și alte servicii. Un serviciu va fi Lemn Românesc. Lemn Românesc este un brand pe care noi vom încerca să-l dezvoltăm. Ne-am urcat un pic această pandemie pentru că noi ne propuneam să-l lăsăm pe 21 mai, de Ziua Forestierului, însă, ținând cont de contextul actual, vom amâna Ziua Forestierului, nu va mai fi pe 21 mai, și vom amâna și lansarea brandului Lemn Românesc, un brand sub care vom încerca să vindem produsele românești din lemn pentru a crește cota de piață a produselor.